Bine te regăsesc! Mă întreb spre o sesiune de coaching și vreau să-ți transmit câteva idei legate de experiența mea de coach și de temele de coaching pe care clienții mei le abordează în sesiunile noastre. Sunt Irina Vasilescu, autor, trainer, antrenor de fericire și coach. Iată, tocmai am trecut peste o denivelare a drumului și este un simbol foarte frumos legat de faptul că și clienții mei de coaching uneori se întâlnesc pe drumul vieții lor cu diferite denivelări, cu diferite obstacole, cu diferite șanțuri sau ziduri pe care au nevoie să le sară sau să le treacă, iar un coach este un ghid foarte bun în aceste situații. Iată, una din experiențele cele mai recente de coaching este cea cu o clientă care își dorește să caute un job. De fapt, am mai mulți clienți în această situație și feedback-ul pe care îl primesc de fiecare dată după sesiunile de coaching este următorul. Wow! Am fost invitată la un interviu. Sau, Irina, exact în timp ce vorbeam cu tine în sesiunea de coaching, am primit un telefon de la o companie unde chiar visam să fiu solicitată pentru un interviu. Sau încep să se deschidă drumuri. După câteva sesiuni de coaching, simt că apar noi oportunități și că îmi dau seama că pot face mult mai multe lucruri decât credeam înainte. Sau, wow, tocmai am avut câteva conștientizări legate de faptul că sunt abilități pe care le am și nu le folosesc și le pot pune în CV-ul meu pentru că realmente mi-ar plăcea să găsesc un job în care să folosesc și să-mi pun în valoare aceste abilități pe care le am. Toate aceste conștientizări, toate aceste gânduri le au clienții mei de coaching înainte și mai ales după sesiunile de coaching și nu există bucurie mai mare pentru mine în calitate de coach decât să aflu că acei clienți ai mei care au avut încredere în ei și au avut încredere în ghidarea mea au ajuns la obiectivul lor. Și obiectivul poate fi un interviu, poate fi o angajare, poate fi o schimbare radicală de carieră, dar de asemenea poate fi începerea unui nou business, punerea la cale unui startup, exercitarea unei pasiuni și de asemenea în viața personală, nu cea profesională, o nouă dimensiune a relației cu partenerul de viață, o înțelegere mai bună a părinților sau a copiilor, o înțelegere și o relație mai bună cu sine, o atingere a obiectivului greutate ideală, pentru că acea greutate ideală este unul dintre obiectivele care au mare legătură cu relația cu sine și cu încrederea în sine. Dacă ești la o răscruce în viața ta, dacă ești în fața unei provocări, dacă îți dorești să depășești un obstacol, așa cum tocmai am depășit eu acum un biciclist, dacă ai nevoie de ghidaj, sunt aproape de tine, te aștept și te pot însoți pe drumul tău. Mult succes îți doresc! Sunt Irina Vasilescu, autor, coach, antrenor de fericire. Îți doresc o zi și o viață minunate!